Asociația Keystone Moldova a lansat campania națională de informare și promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilități care locuiesc în instituțiile rezidențiale cu profil psihoneurologic din Moldova. Uniunea Europeană mă ajută să-mi apăr drepturile. Campania se va desfășura în perioada ianuarie-iunie 2017 în raioanele Orhei, Hâncești, Dubăsari, Soroca, Iedeneț și municipiul Bălți. În cadrul campaniei avem un șir de activități, avem seminare, avem prezentare de film, discursuri, întâlniri cu tinerii cu dizabilități pe grupuri tematice, unde vom discuta despre necesitatea cunoașterii drepturilor, cunoașterii obligațiunilor și importanța drepturilor pentru promovarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități. De asemenea, avem un microbus mobil cu diferite materiale informaționale. Drepturile mele, Uniunea Europeană mă ajută să-mi cunosc drepturile, care se va deplasa în toate 6 instituții rezidențiale cu profil psihoneurologic din țară, care sunt în subordinea Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, și în comunitățile unde sunt amplasate geografic aceste instituții. În fiecare lună, echipa Keystone Moldova se va deplasa în fiecare localitate unde sunt amplasate instituțiile rezidențiale și va desfășura activități de informare și sensibilizare pentru persoanele cu dizabilități mentale, angajații instituțiilor și membrii comunităților. În cadrul campaniei, în calitate de moderatori, vor participa tineri dezinstituționalizați care locuiesc la moment în servicii comunitare. Campania noastră, care am lansat-o împreună cu Keystone, este foarte binevenită pentru mine, o campanie nouă și bine realizată pentru noi. În cadrul campaniei de integrare europeană dorim ca să nu se teamă acești copii, să iasă cât mai curajos, să iasă în societate, în comunitate, să aibă colaborare cu oamenii din afara instituției, să poată colabora mai bine decât alți colegi. Și drepturile omului și să se cunoască și să aibă obligațiuni egale ca și ceilalți. Ne ajută să descoperim mai multe drepturi, ne ajută să ne dăi curajul ca să ne ducem în societate, ca să învățăm diferite lucruri noi, frumoase, să ne angajăm în câmpul muncii, să avem salariul nostru, lucruri personale a noastră. Și noi suntem foarte tare mulțumit că mulți persoane cu dizabilități au curajul ăsta să iasă în casă comunitare, în societate, în locuințe protejate. Eu nu m-am așteptat astăzi ca băieții din case internați ca să spui părerile lor și durerile lor. Și nu m-am așteptat chiar deloc că s-a ieșit frica din trânsii de când am venit eu în coașe astăzi. Și sunt foarte bucuros că au și ei curajul să iasă din internat și ei tot vor trăiască ca și alții oameni. Tot în cadrul campaniei va fi lansat și promovat serviciul de asistență telefonică pentru persoanele cu dizabilități, prin intermediul căruia persoanele care locuiesc în instituțiile rezidențiale sau în servicii comunitare vor putea telefona și sesiza cazurile de încălcare a drepturilor lor. Ne bucurăm pentru lansarea acestui proiect. Este un proiect binevenit care promovează implementarea și protecția drepturilor persoanelor cu dizabilități. De asemenea, este binevenit deoarece vor avea posibilitate băieții să discute, să fie informați cu referire la drepturile lor. Ne bucurăm pentru noua linie telefonică care va fi lansată, prin care băieții vor putea în practic să aplice aceste
informații acumulate pe parcurs. Sperăm la o colaborare cu Keystone și ne bucurăm foarte mult. Vom avea posibilitate ca băieții să fie reintegrați în societate și să adapteze mai ușor la societate, cât și societatea să-i privească altfel pe băieții noștri. Campania Națională de Promovare a Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități Mentale din instituțiile rezidențiale cu profil psihoneurologic Uniunea Europeană Mă Ajută Să-mi Apăr Drepturile se desfășoară în cadrul proiectului Promovarea și Monitorizarea Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități Mentale din instituțiile rezidențiale cu profil psihoneurologic, implementat de Asociația Keystone Moldova în parteneriat cu Asociația Europeană a Prestatorilor de Servicii pentru Persoane cu Dizabilități și Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova, finanțat de Uniunea Europeană. Costul total al proiectului constituie peste 300.000 de euro.